După Turcia, încă un stat membru NATO se opune aderării Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Croația și-a condiționat susținerea de o problematică din Bosnia-Herzegovina. Ba mai mult, președintele Croației a mers până în punctul în care a afirmat că războiul din Ucraina nici măcar nu este o problemă atât de mare. Președintele Croației, Zoran Milanović, a anunțat că îl va instrui pe reprezentantul permanent al Croației la NATO să voteze împotriva primirii Finlandei și Suediei în alianță. El a condiționat acceptarea celor două țări de susținerea unei legi electorale din Bosnia-Herzegovina care le-ar permite croaților din acea țară să candideze în funcții publice pe picior de egalitate cu sârbii și bosniacii. Nu este un gest împotriva Finlandei și Suediei, ci pentru Croația. Am spus că pentru mine croații din Bosnia-Herzegovina sunt mai importanți decât toată granița ruso-finlandeză. Putem discuta despre Ucraina, dar nu este o problemă arzătoare pentru noi. Asta e, a afirmat președintele Croației într-o conferință de presă. Totodată, președintele croat a mai susținut opoziția Turciei față de aderarea celor două state scandinave pe motiv că știe cum să lupte pentru interesele sale. Toate aceste comentarii au venit în aceeași zi în care Finlanda și Suedia și-au depus cererile de aderare la NATO. Președintele Croației e cunoscut pentru faptul că de-a lungul timpului a avut o relație strânsă cu Moscova. Anterior izbucnirii războiului din Ucraina, el a afirmat că guvernul de la Kiev este atât de corupt încât Croația trebuie să-și retragă toate trupele de pe teritoriul ucrainean. Declarația a fost nefondată, mai ales că Zagrebul nici măcar nu avea trupe în Ucraina. Ulterior, pentru a evita o dispută diplomatică, numele președintelui și-a cerut scuze premierul Croației.